Dimineața. Astăzi o să vorbim câteva momente despre ceea ce se cheamă, haideți să spunem, nu deschide ușa cui nu-i trebuie. Foarte multe persoane zic sau spun așa, nu deschide ușa oamenilor străini. E, până acum era acasă, că intră în casă și sparge casa sau te violează. Dar acum, dacă ai tu un plan de combinație, de gagică mișto și tare în gândire, uite, îl vezi pe băiatul de la scara cealaltă sau de pe drum, eu îi deschid ușa la mașină. Tu te urci, el să urcă, dar tu de ce nu te urci? Nu sunt eu fată inteligentă? Și uite așa ajungi la o chestie românească. Samsarul sau băiatul frumos, chipeș, drăguț sau toate cele, să urcă într-o mașină, te îmbrobodește într-o oră și o noapte întreagă te regulează și te lasă fără mașină și fără băiatul care nu i-ai spus că îl placi, ce ajungi și dezbrăcată în stradă. Fără chei la mașină, fără mașină, fără tot ce vrei. Practic, ar fi de adăugat. Nu deschide ușa unei persoane străine la casă. Da? Bun. Că vine peste tine, te violează, te regulează, sparge casa. Da, a mașinii? Și a mașinii. Interesant, nu? Foarte interesant.